Aflată în postura de lider, minerul Iacobene a câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0 în fața celor de la FC Marginea, un rezultat care îi condamnă pe oaspeți la retrogradare. Bucovina Frătăuții Noi a rămas în apropierea primei clasate după ce s-a impus cu scorul de 3-1 în fieful celor de la CS Gura Humorului. Scorul runde a fost reușit de Foresta Moldovița, care a trecut pe teren propriu cu un categoric 5-0 de formația celor de la Voința Stroiești. Meciul s-a încheiat încă din minutul 36 după ce oaspeții au rămas cu 6 jucători și centralul a pus punct întâlnirii.